sunt Alina. Vreau în Italia. Atunci, Mielcule. Sunt Alina. De obicei, în cadru apar numai eu. Atunci când mergem în teren, aud doar... Alina, repede, trebuie de făcut live pe Facebook. Alături de Made in Media, functele sunt mai gustoase, serile mai frumoase, iar producătorii autohtoni mai aproape. Eu sunt Daniela. Să fie penalizați. Drastic, da. Votați-mă! Eu sunt Daniela și în cadrul proiectului Madein.media am grijă ca toți cei care nu participă la ședințele lunare să fie penalizați. De când cu Madein.media am rost urechile la toți prietenii mei să consume cât mai multe produse autohtone. Fiți atenți, fiți alături de noi, fiți alături de Sergiu! Eu nu știu ce vă spun, oameni. Ironie putește, n-aia. De când sunt la Madein.m... Salut! Eu sunt Sergiu. Sunt Sergiu, gata să vin de grab la voi. Eu sunt Sergiu. M-a rugat să fiu ironic, dar hai să fim serioși. De grabă vă voi livra produsele... Gata cu ironie. Hai să fim serioși. Și mai departe. Gata cu ironie. Hai să fim serioși. Lăsați ironie. Hai să fim serioși. Sergiu în curând vă va livra toate bogățiile Moldovei în casele dumneavoastră. De când Sergiu lucrează la Made in Media, el susține mai mult producătorii autohtoni. Da! Sunt... gustos și autohton. Îmi place să mănânc. Hai dădeam încă o dată. Sunt Valentin, jurnalistul din Umbră. Nu-mi place să mă filmez, dar îmi place să mănânc. Gustos și autohton. Iar cu Made in Media am aflat ce și de unde se-mi cumpăr. Da, sunt Vitali. Eu șofer și vrei. Trebuie să fiu enervat sau mândru. Nu mă inimă zbate. Sunt Vitali. Cu mult timp în urmă am ajuns să fiu voluntar, să fiu voluntar la Made in Media. De atunci viața mea s-a schimbat. O tonă de poze pe Facebook și lucrând intensiv am ajuns să fiu șoferul companiei. Made in Media organizează evenimente pentru promovarea... Made in Media organizează evenimente pentru promovarea consumului de produse autohtone, iar eu am grijă ca ei să ajungă la propriile lor evenimente. Tot proiectul se ține pe spinarea mea. A mea? Madein.media, media. Ok. Ce fac eu datorită proiectului? Sunt Eugen și în cadrul proiectului am grijă de obiective. Le scot, le pun, le curăț și câteodată îmi dă voie să mai filmez. Datorită proiectului văd mai des soarele autohton care astăzi, din păcate, lipsesc. Nu, încă o dată. Împreună susținem producătorii autohtoni.